V-am zis că revenim în forță. Iată, vine alături de noi o fată cu armată, ca să fie clar. Da, 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 fac târâși pe coate. Nu așa era... Este și foarte educată și civilizată și foarte, foarte frumoasă. Vine să ne spună ce are pe suflet, exact ca la psiholog, să o primim alături de noi pe Emilia Dorobanțu. Poți să faci aia, fac plantoane, fac târâși pe coade. Te rog frumos, Iulica. Știi piesa, nu? Bine te-am găsit, ei, cum să nu? Exact. Mai ales fiind și în armată. Exact, da. De la Albatros, nu? Să depășim momentul. Bine ai venit alături de noi, Emilia. Bine te-am găsit, te-am regăsit, v-am regăsit. Ce faci, ai fost azi la serviciu? Bineînțeles, normal, deci da. Deci de dimineață da, la ora 8 ai fost la unitate. Ai făcut târâși pe coate? Ei, n-am făcut chiar târâși pe coate. Ieri am avut o activitate foarte frumoasă alături de muzica reprezentativă a armatei. Am filmat un clip pe care îl aștept cu nerăbdare. Cine știe, poate o să îl lansăm de 1 decembrie, dar nu se știe. Nu vreau să promit lucruri pe care încă nu le. Și am înțeles că ai început să scrii tu singură cântecele. Da, 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 da. De ceva vreme și... Ceea ce înseamnă că au altă putere, nu? Melodiile sunt scrise din suflet. Spera, a și... Sper să fie așa. A apărut aici îmbrăcată în costum. Să trăiți, stai să te vadă cei de acasă în costum, dar erai acolo. Erai, în uniforma, da. Da, în uniformă. Uite, ți vine foarte bine uniforma. Așa am fost îmbrăcată aseară, da. Aceasta este o uniformă de ceremonie. Ai șnururile acelea care înseamnă totuși niște grade, nu? Nu înseamnă că era că eu aveam roșu de la de grupă, comandant de grupă. Ăsta galben era deșteptul clasei care avea de detașament. Este uniforma specifică de ceremonie a muzicii reprezentative armatei. Să știi că deci, foarte bine uniforma. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Mă bucur tare mult, îmi place mult ceea ce fac. Și mai ales că am început să-mi scriu singură piesele și muzica. Atât textul cât și muzica îmi dă o stare și mai bună și vin și cu mai mult avânt. Dar, tocmai de asta astăzi am fost atât de nerăbdătoare să aduc... în platou la voi o piesă pe care am scris-o, da. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Dar tu pe suflet ce mai ai? Ce să am? Pe nu suflet, mai am nimic pe suflet. Avem canapeaua aici, e păcat, adică tot ce ai pe suflet spune-ne nouă. Suntem aici să fim alături de toți, cum să zic, invitații noștri, Emilia. Mulțumesc, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine și voi, așa în general, dați o stare bună tuturor oamenilor care pășesc aici pragul, armata așa că merită aplauze. Perfect, nu? Dar pe sufletul tău, nu ai ceva, te apasă ceva în perioada asta? Nu de alta, dar vin sărbătorile și știi cum e, te eliberezi de tot felul de gânduri, de tot felul de apăsări și poate vine Moș Crăciun. Păi sunt tare nerăbdătoare să vină Crăciunul. Iubesc tare mult sărbătorile de iarnă. E și vreun moment sunt... așa când te gândești la Crăciun care îți amintește, eu știu, de poate de copilărie, de ceva, de familie, de oameni de care moment. Ești departe? Nu știu dacă este neapărat un moment care mi-aduce aminte, pentru că... mie tot timpul mi-e dor de acasă, mai ales de când m-am măritat. Normal că este acel dor de părință. Mai treci pe la părinți să-i vezi, copilul să poată sta cu bunicii. Te bucură toate momentele astea când treci adică pe acasă. Adică acum le conștientizezi altfel de când te-ai măritat? Clar, clar. Într-un alt fel. Lucrurile se schimbă. Oricât am spune că nu se schimbă, dar se schimbă. Soțul unde e? Că soțul de obicei astăzi, vine cu tine. Astăzi, da, din păcate n-a putut să fie astăzi alături de mine. Nu vine chiar tot timpul, că nici eu nu stau cu el tot timpul când merge la servici. Dar este întotdeauna cu sufletul lângă mine. Asta este cel mai important. Foarte frumos. Deci astăzi ai venit alături de noi cu niște băieți îmbrăcați foarte frumos și foarte talentați, nu? Este vorba de Taraful Cazanoi. Eu îi apreciez. Să-i poftim alături de noi. Îi apreciez foarte mult. Vreau să vă spun că... Bună ziua! Îi las mai bine pe ei să se prezinte. După aici este Cezar. Militarie și după eleganță și după promptitudine sunt de la Chișinău. Da. Corect, corect de la Chișinău, nu? Da, de la Chișinău. Mulțumim pentru invitație, draga noastră colegă Emilia.
Suntem foarte bucuroși că putem să fim lângă ea. De fiecare dată când... O fată foarte talentată și vreau foarte să vă spun frumoasă, că da. De câțiva Nicu. Ani cântă alături de maestrul Gheorghe Zanfir în toate concertele și din afara țării, în țară, oriunde. Da. Eu deci, îi apreciez foarte mult, frați, sunt da, muzicieni de doi frați, ținută de excepție. Eu sunt Cezar, el este fratele meu Anatol, la țambal, este fiul meu Adrian Sârbu la vioară și prietenul meu, țăranul... Silviu, la acordeon. Și perfect. Este și Iulica care e acasă acum. Da. Suntem într-o formulă restrânsă. Mai restrânsă. Dar mie îmi place că îi cunosc și pe frații Advahov de la Chișinău și uite acum... Colegii noștri, da. Voi sunteți frații... Cazanoi. Cazanoi, deci frații Advahov, frații Cazanoi. A zis cineva că e vremea fraților acum. E vremea fraților, corect. Dar am înțeles că la voi în familie e tradiție cu munca. Da. Cu munca și cu muzica și cu cântatul, da, nu? Suntem a patra generație. Spune și de muzica de film. Stai un pic, da. Nu ne întrerupeți, doamna de la armată. Vă rog frumos, stați liniștită, da. Că vorbeam și noi de o chestie. Doamna de la armată imediat s-a băgat. Deci, ziceți. Tata, bunicu, străbunicu, noi suntem a patra generație. Așa. De din care știți muzicanți. De care știți voi, da. Și acum să răspundem și doamna Emilia cu muzica de film. Ce muzica, muzica de film? Am avut ocazia să participăm la filmul Pupomă, o comedie românească, la Ciucă, invitația prietenului nostru. Filmul? Ai vrut să fii actor, am înțeles, așa? Regizoarea Camelia Popa, uh-huh. Și cu Văru Săndel, cu Jojo, cu multă lume acolo. Știm, a venit și ne-a povestit despre film la un moment dat Văru Săndel. Eu mă bucur că sunteți aici și întotdeauna am zis că acolo la Chișinău sunt oameni extrem de talentați și de serioși. Mulțumim! Voi sunteți și colaboratorii lui Gheorghe Zanfir, nu? Da, de câțiva ani avem onoarea și privilegiul să fim alături de maestru peste tot în lume. Un artist uriaș. Poate cel mai mare artist al României, dacă stăm să ne gândim la câte realizări și la discuri și la notorietate, cred că e cel mai mare artist al României, cu siguranță. Eu mă bucur că sunteți astăzi alături de noi, cântăm cu frumoasa interpretă a armatei române. Cu mare bucurie! Dorobanțu, ai băgat Iulica? Fac târâși pe coatea, un pic. Nu avem? Nu, de data asta va fi joacă-joacă Oltencuța. Exact, joacă-joacă Oltencuța. Și vedem după aia dacă găsim și piesa noastră pe care am comandat-o la domnul Iulian, dacă se poate. Mulțumim mult de tot. Emilia Dorobanțu, fată foarte drăguță și talentată, oameni buni, e pregătită să ne cânte astăzi o piesă care se numește Joacă, Joacă... Oltencuța. Joacă, Joacă, Oltencuță, Ciucă, iauzi, și Ciucă e oltean de la Orlea, așa că e o piesă pentru toți oltenii și nu numai, de acord? Așa este, da. Îți mulțumim mult de tot, Emilia, eu salutări acasă și haide să ascultăm piesa asta. Joacă, joacă, n-o lăsa. Păi să se